Bine v-am regăsit dragii noștri cititori din nou împreună la rubrica Cărți deschise, pentru minți deschise, în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald, o campanie pe care am inițiat-o dat fiind sfârșitul de an, perioada sărbătorilor, luna decembrie, luna cadourilor, și ne-am gândit să intrăm într un soi de joc, aș spune eu, un joc al uh, provocărilor. Invităm uh, specialiști din diverse domenii, uh, colaboratori care au fost alături de noi în sute de materiale și de interviuri realizate în ultimele șapte, opt, nouă luni. Uh, i-am invitat să intre în acest joc, în această campanie, pentru a ne împărtăși un gând pe care să-l transmitem și către dumneavoastră, un gând de final de an, dar bineînțeles și un gând, un mesaj pentru începutul de an și de asemenea, continuând acest joc, să dăruim o carte pentru că este, cum spuneam, luna decembrie, luna cadourilor. Noi venim către dumneavoastră cu o reducere de 30% la toate titlurile din portofoliul editurii Herald. Bineînțeles, titlurile aflate pe stoc, deci în limita stocului disponibil, dar de asemenea, invitata noastră de astăzi, Monica Filip, a acceptat să intre în acest joc și, bineînțeles, să Dăruiască o carte unei persoane dragi. Pentru început, Monica Filip este instructor de yoga, de asemenea profesor de yoga pentru copii, mămica unei fetițe de șase ani. Și o puteți găsi de asemenea pe contul de Facebook, de Instagram, Yoga by Monica Filip. Aș vrea să te rog, Monica, să pe scurs să ne spui cu ce gânduri închizi, ca să spunem așa, acest an 2020, cum a fost pentru tine și care sunt gândurile de viitor pentru 2021, și, de asemenea, mesajul pentru cititorii care ne urmăresc. Bună ziua, Sorin, editurii Herald, colegilor voștri și tuturor care ne urmăresc. Mulțumesc, bineînțeles, de invitație, mă simt onorată. Anul acesta pentru mine a fost unul greu. O să vorbim sincer, chiar dacă practicăm poate yoga, meditație sau alte lucruri care ne ajută și ne stabilizează pentru așa ceva, cred că niciodată nu suntem pregătiți. Uh, a fost greu pentru că am simțit că, deși n-a băgat în casă anul acesta, pe mine m-a scos foarte mult din. m-a făcut să ies foarte mult din zona mea de confort. Uh, a trebuit să mă reinventez, a trebuit să mă expun așa cum n-am făcut-o până acum, a trebuit să bifez proiecte pe care mi le tot promiteam că o să le fac Gen, YouTube, uh, predat online și lucruri dintre acestea cu expunere foarte mare cu care nu am fost până acum uh, obișnuită. Dar uh, cel mai greu uh, pentru mine, mulți uh, care mă știu, uh, cunosc povestea, acest uh, lockdown l-am. Uh, L-am luat, așa direct în barbă, ca să zicem, chiar cu două zile înainte de a trebui să plec în India, într-un uh, retreat. Și a fost extrem de greu pentru că am pregătit foarte mult în urmă, cu câteva luni. Uh, iar India, pentru mine, este extrem de, de dragă. E ca și cum e locul meu de acasă acolo. Și mi-a fost greu să accept că nu mai pot să plec. Dacă ai timp să știi că. Te familiarizezi cu această situație, te obișnuiești, dar neștiind la ce să ne așteptăm, a fost un șoc foarte mare și nu am fost suficient de pregătită, recunosc, să îl preiau rând pe rând, au trecut lunile și uh, am ajuns uh, imediat după această închitere să simt să... Uh, să ofer din ceea ce știu eu, să trec peste ceea ce simt eu și durerea mea, și să mă uh, înclin către durerea celorlalți, să-i ajut pe ceilalți, și nu știu altfel mai bine decât să ofer yoga. Și ceea ce am făcut din martie până acum a fost să predau în continuu și am început cu 5 săptămâni. Una după alta, zi după zi, fără pauză, de predare gratuită, live, pe YouTube, 5 săptămâni non-stop, și cu copii și familii, duminicile, și în timpul săptămânii, cu program, așa făcut ca la carte, ca să ne simțim centrați undeva acolo și să știm că aparținem și că suntem cumva toți împreună în această situație. Mai departe, dincolo de această latură online care s-a dezvoltat foarte mult. Când a fost posibil, am și ieșit foarte mult în țară cu retreat-uri unde mi-am propus să ofer oamenilor perspectivă nouă despre România și noi locuri de descoperit, acestea se numesc descoperă România cu yoga. Și ne-a făcut mare plăcere să ne întâlnim și să ne grupăm și, uh, și live. A fost un an, uh, încă mai este, mai sunt uh, câteva zile din el și uh, ce știu sigur e că nu se va schimba foarte mult. Nu e ca și cum dăm fila de pe 31 decembrie pentru ianuarie și ceva fulminant o să se întâmple. Acesta este un sfat bun pentru mine și cred că și pentru ceilalți să uh, ne obișnim cu ideea că lucrurile au luat o conotură ce nu prea poate să se întoarcă prea repede la ritmul anterior, iar ca sfat pentru uh, cititor, dacă m-ai întrebat, uh, e că toate lucrurile au un final, inclusiv cele rele, și uh, vom ieși din această situație și va fi bine, și avem uh, ne dat, cred, acest timp să, să învățăm din el, din lecțiile care ni sunt date. Recunosc că uh, yoga m-a susținut foarte mult, meditațiile și mai ales oamenii cu care am venit în contact uh, online. Uh, M-au ajutat inclusiv pe mine să mă mențin pe, pe linia de plutire. Ne-am făcut planuri, vise, ca orice fel de uh, om e uman să se întâmple asta. Uh, M-am obișnuit cu ideea că nu <gântu -i> o să mă întorc foarte curând în India, dar atunci când se va putea, abia aștept și mă voi întoarce cu niște lecții acolo mai multe decât uh, uh, le-am învățat până atunci. Continuând jocul nostru în cadrul acestei campanii Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, aș vrea să ne spui ce carte te-ai gândit să dăruiești și cui. Și să ne vorbești puțin despre, despre această carte. De ce ți-a plăcut în mod special, de ce o recomanzi Uh, și de ce ai vrea să o dăruiești? Pentru că mă gândesc că uh, această carte uh, pe care o vom afla de la tine, o vom afla în curând, uh, te-a impactat uh, mult, uh, a pus o amprentă, să spunem, asupra personalității tale, te-a impresionat, te-a sensibilizat, ai rezonat cu, cu ea. Mă gândesc că ți-ai dorit ca acest lucru să-l împărtășești cu o persoană dragă. Oferindu-i în cadrul acestei campanii uh, cartea respectivă? Da, este o carte despre care o să mă vedeți mereu cu zâmbetul larg pe față. Uh, vreau să menționez cititorilor, dincolo de titlu, și încă o dată felicitări pentru această campanie. De la o singură carte sau de la o singură recomandare ți se poate schimba viața. Asta mie mi s-a întâmplat uh, în 2019, anul trecut deja, da? aproape 2 ani, când mi s-a pus o carte în brațe și uh, de acolo s-a desprins un declic și drumul meu a făcut să ajung în sudul Indiei. Iar cartea de față pe care vreau să o recomand... Uh, tuturor este cartea lui uh, Ramana Maharishi, uh, Cine sunt eu? Uh, el este Ramana <laughs> și uh, o să povestim și despre carte puțin. Uh, cine, da, o să trecem tot la carte și cu subiectul. Pentru cine este? Cartea este pentru uh, Liana. Este o prietenă bună de-a mea, cu care am și fost în India și știe despre ce e vorba, dar nu are cartea. Ce este special în această carte este simpla, simpla întrebare cine sunt eu. Acest titlu cu această întrebare uh, este în sine esența noastră. Atunci când nu mai căutăm în exterior răspunsuri la întrebări și ne întoarcem la regăsirea și descoperirea sinelui autentic, acolo avem toate răspunsurile și uh, se întâmplă alte declicuri. Așa că această carte o ofer, uh, Lianei, o ofer Lianei... Uh, și pentru motivul că la un moment dat în, această, în acest șir de evenimente ale anului 2020 ne-am și pierdut pe alocuri și îmi doresc să ne regăsim amândouă cu această carte citită. Poate ne întâlnim și la o cafea și să o dezbatem și să transmitem mai departe prietenilor despre ceea ce ne-a ne -a marcat în ea. Uh, te lasă pui în notarea întrebare sau ar eu direct la ce ea? Nu, 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 povestește despre ea. Deci trecem la despre dres carte, da? Uh, în primul rând și în primul rând amana Maharishi, și pentru cei care nu au auzit încă de el, a fost un, unul dintre cei mai blânzi înțelepții ai Indiei. Acel tip de înțelept care nu caută să aibă discipoli în jurul lui, care nu vrea să creeze școli, care nu vrea să îi se ducă mai departe numele. Ceea ce era fascinant la acesta era că lumea venea și avea nevoie doar să se așeze în preajma lui, iar el comunica liniștea prin liniște. Liniștea sufletească era comunicată prin uh, liniște. La fel cum și uh, uh, Paul Brunton, uh, unul din uh, uh, scriitorii uh, Marii Britanii, a venit cu întrebări, căutând mai multe despre ce se întâmplă acolo și care este treaba cu yoga, ca orice scepticism din vest. Uh, când a ajuns în preajma acestui uh, maestru. Uh, și-a dat seama cât de ridicole erau întrebările cu care venise. Uh, Ramana Maharishi, uh, uh, povestea lui foarte frumoasă este că la 16 ani el a ajuns să se ilumineze uh, aflându-se în camera unchiului său a simțit o puternică frică de moarte, deși nu era bolnav, deși mânca bine, nu sufera de nimic, a simțit să se așeze pe podea, așa, poziția aceea șavasana, poziția cadavrului, cum se mai numește, și, și a spus, ok, acum Las acel sentiment puternic de frică să mă pătrundă și cumva a trecut prin acesta și și-a dat seama, a realizat că a, dincolo de acest corp noi suntem un suflet, iar spiritul acela nu poate să fie doborât în niciun fel, nici măcar de timp sau de moarte. Uh, auzind despre muntele sfânt de la Arunachala, uh, a fost atras și s-a mutat acolo, din Madurai, din sud a urcat puțin mai mult. Muntele se află în Tiruvanamalai, statul uh, Tamil Nadu din uh, sud-estul uh, Indiei, unde uh, vă povestesc că merg acolo adesea în uh, ritrituri de yoga. Acel munte sfânt este considerat ca fiind centrul spiritualității, inima spiritualității pe pământ. Iar acest, Ramana Maharishi, a fost atras de la 16 ani să meargă la acel munte și nu a mai plecat toată viața lui de acolo. Deci, până la 70, cred 70 de ani, a rămas acolo fără să se mai îndepărteze. Sunt acolo construite, e construit un ashram un unde lumea continuă, după 70 de ani de la moartea lui, să vină, să se așeze în meditație și să asculte mantrele ce se cântă de oamenii de acolo. Este extraordinar cum se continuă această tradiție cu ofrande, cu muzică, cu o credință extraordinară care te inspiră, te inspiră localnicii să, să vezi că există o tradiție cu atâta înțelepciune și să zic să rămâi humble, să fii umil, să fii recunoscător foarte multe lucruri le-am simțit în acest loc, unde cumva a te așeza în meditație vine foarte, foarte ușor în acest loc. Iar cu această carte, cred că putem să învățăm prin simpla întrebare să avem o meditație extrem de autentică, căci atunci când te așezi și te întrebi cine sunt eu. Și încep să dai la o parte toate uh, straturile societății, tot ce ți-ai croșetat despre tine, uh, povestea pe care tu-ți-ai creat-o sau alții au creat-o în jurul tău, se dărâmă, se ca niște foi de ceapă. Uh, nu sunt Monica Filip, nu sunt instructor de yoga, nu sunt mamă, nu asta mă definește și te duci mai departe. Nu sunt uh, colega cuiva de serviciu, uh, nu sunt sora, nu sunt fica. Și când ai toate astea la o parte, vezi sau încerci să afli bulbul acela al uh, uh, autenticității. Da? Cine ești. Nu tot timpul avem răspuns la întrebarea aceasta, dar simplu fapt că ne punem întrebarea și ne descoasem înseamnă a medita la, acest, la această întrebare. Este o meditație, a te întreba- tu pe tine, cine ești? Este un exercițiu uh, la care răspunsul de multe ori este diferit sau nu vine. Câteodată, știu că oamenii au nevoie de exemple, bine, nu găsesc exemplul, dar cine sunt, totuși, ajută-mă, dă-mi un indiciu. Câteodată, când mă aflu pe marginea oceanului, să zic acolo, îmi dau seama că sunt o particulă de. un strop de, de apă, sunt o pasăre care zboară, sunt puțină lumină din soarele acesta. Sun așa, poate poetic, dar este eliberator să-ți dai seama că nu ești persoana care are toate tascurile de îndeplinit în ziua de luni, marți, joi sau sâmbătă. Și când știi că Sufletul este dincolo de, de corp, este eliberator, este ușor, nu? Da, vorbind despre Ramana, și mi s-a mai întâmplat, pomenind această carte, cine sunt eu din seria de autor Ramana, pentru că putem spune că există o serie de autor Ramana, Maharishi, în portofolul editurii Herald. Da, mă mai și gândesc. Eu, știți. <laughs> mă și mai gândesc. Pe că când nu, nu ne cunoșteam în mod direct, înțeleptul de la Aruna Ceala, Exact la asta m-am gândit eu, la înțeleptul de la Aruna a fie a fie l -a l -a Înțeleptul de la Aruna Chala, pentru că ai pomenit mai devreme de uh, Muntele Sfânt și primul gând m-a dus la cartea înțeleptul de la uh, Aruna Chala. și mai există o altă carte cu un titlu oarecum asemănător uh, și un autor pe care de altfel îl iubesc uh, la fel de mult ca și pe Ramana, este vorba de Ellen Watts cu cartea Devino ceea ce ești. Uh -huh. Pentru că când spui uh, cine sunt eu da, Această întrebare retorică, cine sunt eu? Și vine această completare a lui Ellen Watts în cartea sa, într-una dintre cărțile sale, devino ce, ce ești de fapt. Da, asta spune uh, da. multe lucruri. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Monica Filip, instructor de yoga, profesor de yoga pentru copii. Uh, o puteți găsi, așa cum am spus la începutul intervenției, Acestui material, acestui interviu pe paginile de Facebook și Instagram, Yoga by Monica Filip. Îi mulțumim că a fost de acord să intre în acest joc al nostru, în această campanie. Dăruiește o carte, dăruiește o parte din, din tine. Și uh, cartea pe care ea a dăruit-o mai departe uh, este vorba despre cartea Cine sunt eu, Ramana Maharishi. O carte care va ajunge la, hai să-i mai spunem o dată numele? Liana Răduț Liana Răduț, această carte va ajunge la Liana da. uh, este o fată foarte mișto și uh, a înțeles uh, care-i treaba cu locul acesta. Uh, îmi doresc să ajungă la cât mai mulți oameni pe rafturi, în primul rând, și după ce citesc, ne văd nou, poate se deschid uh, noi și noi cărări, și uh, vă duc la runa și uh, simțim cartea în practică. Mulțumim mult și sper să mai discutăm uh, despre uh, un alt titlu, o, un titlu recent uh, care va uh, apărea în uh, seria de autor Amana Mahar și la uh, editura Herald, în portofoliul editurii Herald, arătul de uh, Monica uh, Filip. dragi noștri, dragii noștri, noi îți mulțumim. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! Namaste!